A dat cuvântul domnului ministru de finanțe pentru a, știu eu, dezamorsa un zvon pe care îl tot auzim de azi dimineață și înțeleg că este preluat și repetat cu insistență pe toate canalele media. Domnul ministru, vă rog. Domnule prim-ministru, din informațiile apărute în media, se discută de faptul că s-ar proroga termenul de intrare în vigoare ordonanței 79 care reglementează măsurile fiscal-bugetare și cele legate de transferul contribuțiilor. Bineînțeles că este o știre falsă, nu este adevărat, nu e în discuție așa ceva. Ordonanța își urmează cursul în continuare. Prorogarea termenului de care vom discuta astăzi în ședința de guvern este legată de implementarea contului unic. Și acest cont unic va fi, implementarea acestui cont unic va fi prorogată până la jumătatea anului 2018. Deci este cu totul alt subiect și despre cu totul altă temă. Vă mulțumesc. Trecem la vești bune. Astăzi vom adopta măsuri pentru menținerea veniturilor angajaților din sectorul IT, de asemenea în cercetare, dezvoltare pentru persoanele cu dizabilități și sezonieri. Iar cele mai bune vești la sfârșit de an le avem de la Ministerul Transporturilor, care a reușit două lucruri, domnul ministru, pe zona de metrou și pe șosele rapide și autostrăzi, niște vești mari, zic eu. Vă rog, domnul ministru. Domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, aș dori să vă informez că duminică, 24 decembrie, Ministerul Transporturilor a depus aplicația rescrisă pentru magistrala de metro, magistrala M6. Deci a fost acceptată cererea de finanțare de către Comisia Europeană și este vorba de legătura rețelei de metro cu aeroportul internațional Aricoandă Otopeni. Este vorba despre o linie de o magistrală de metro cu o lungime de 14,2 km și 12 stații de metro, cu o valoare totală a proiectului de 1,391 miliarde euro. Este un lucru foarte bun. Ajuns și în această etapă, lucrurile nu mai pot da înapoi. Avem finanțarea asigurată. Diferența de 300 de milioane de euro pentru realizarea integrală a stației de a magistralei de metrou va fi asigurată de către BERT, care s-a oferit să facă această finanțare. E vorba de o instituție financiară internațională foarte serioasă, Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare. Deci, este o veste bună, magistrala M6 de metrou are toată finanțarea asigurată și este pe drumul cel bun, nu mai poate fi oprit. Aș vrea de asemenea să vă informez, domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, că Banca Națională a României a confirmat că în conturile țării a intrat suma de 439 de milioane de euro, aceasta ca urmare a acceptării aplicațiilor pe care le-am anunțat anterior. E vorba de Gura Sada Simeria, de Câmpia Turzii Ogra Târgu Mureș și de Sebeș Turda. Deci, banii deja sunt în contul țării. O a doua problemă pe care aș dori să o vă aduc la cunoștință este faptul că Ministerul Transporturilor, în colaborare cu Ministerul Fondurilor Europene, a pregătit un memorandum care, după ce care a fost discutat în principiu cu doamnele comisar pe dezvoltare și pe transporturi de la Comisia Europeană, un memorandum care, odată adoptat, va asigura demararea pregătirii unui portofoliu de proiecte de transport ce urmează a fi implementate în perioada imediat următoare. Dacă îmi permite să prezint câteva considerații pentru ce ne-am străduit să realizăm acest memorandum, s-a muncit foarte mult în ultimele două luni de zile, împreună cu colegii de la Ministerul de Fonduri Europene, conduși de domnul ministru Marius Nica. Am trecut la elaborarea acestui memorandum, având în vedere faptul că elaborarea unei documentații tehnico-economice de calitate reprezintă un proces îndelungat. Însă, este absolut obligatoriu, pentru că fără o documentație de calitate pregătită, așa cum spuneam temeinic, întâmpinăm mari dificultăți până în realizarea proiectelor. Și atunci am făcut acest portofoliu de proiecte
proiecte publice prioritare de infrastructură care să atingă un grad de maturitate suficient de mare pentru demararea licitațiilor și a implementării început cu anul 2019. Pregătirea în avans a unui portofoliu de proiecte publice prezintă o serie de avantaje, printre care evitarea pierderilor de timp și a riscului pierderii de fonduri disponibile în cadrul viitoarei perioade de actualei și viitoare perioade de programare. Posibilitatea accesării altor mecanisme de finanțare, chiar și a celor competitive, mai ales în condițiile în care se prefigurează alocarea de fonduri în domeniul transportului pe acest principiu. Alocarea eficientă a fondurilor europene disponibile pe baza unor date cu privire la proiectele ce pot fi implementate. Îmbunătățirea capacității de negociere a României în condițiile cunoașterii clare a proiectelor ce urmează a fi finanțate. Creșterea gradului de absorbție în actuala perioadă de programare. De fapt, acest pachet de proiecte prioritare va fi finanțat integral de către o instituție financiară internațională serioasă, de către Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, și cuprinde următoarele proiecte. Proiectul de autostradă Brașov, Pașcău, Pașani, Pașcani, Iași, Ungheni. În conformitate cu prevederile Master Planului General de Transport al României, proiectul mai sus menționat are o lungime de 336,5 km și un cost aproximativ de investiție de 3,08 miliarde de euro. Proiectul este compus din mai multe sectoare de autostradă astfel. Sectorul Brașov-Bacău, autostrada Moldova 5, cu o lungime de 160 de km, cu un cost de investiție de 1,84 miliarde de euro. Sectorul Bacău-Pașcani, cu o lungime de 81,2 km, cu un cost de investiție de 485,5 milioane de euro. Și sectorul Pașcani-Iași-Ungheni, cu o lungime de 81,2 km, cu un cost de investiție de 485,5 milioane de euro. Bacău Pașcan 81, Iași Ungheni, mă iertați ochelarii, 95,2. În total, deci este vorba de 3, asta este important de reținut, 3,08 miliarde de euro. Proiectul de drum transregiu de drum rapid Brașov-Târgu Mureș. În conformitate cu prevederile Master Planului General de Transport al României, proiectul mai sus menționat are o lungime de 161 de km și un cost aproximativ de investiție de 100,2 milioane de euro. Drumul transregio cu 4 benzi de circulație va facilita conectivitatea rutieră între regiunile României, respectiv între cele două importante reședințe de județ. Proiectul de autostradă Brașov-Făgăraș-Sibiu. În conformitate cu prevederile în Master Planul General de Transport al României, proiectul de autostradă are o lungime de 120 de km și un cost estimat de 816,44 milioane de euro. Este compus din mai multe sectoare: Sibiu, Tălmaciu de Nord, Tălmaciu de Nord, Bradu, Bradu, Perșani, Perșani, Vlădeni, Vlădeni, Brașov. Proiectul de drum expres 4 benzi Buzău, Brăila, Focșani, Tulcea, Constanța. Brăila, Constanța. În conformitare cu prevederile Master Planului General de Transport al României, proiectul de drum expres are o lungime de 361,7 km și un cost aproximativ de investiție de 1,822 miliarde de euro. Deci acest proiect de drum expres va asigura o legătură foarte rapidă între Focșani, Buzău, Buzău, Brăila, Babadag, Constanța. Aici vom folosi și fonduri din proiectul ITI de dezvoltare a zonei de litoral și a Dunării. Proiectul de drum expres, drumul Sudului. În conformitate cu prevederile Master Planului General de Transport al României, proiectul mai sus menționat are o lungime de 397 de km și un cost estimat de 2,5 miliarde de euro. Și este vorba de București, Craiova, Drobeta, Turnul Severin, Caransebeș, Lugoș. Proiectele rutiere identificate în vederea pregătirii sunt obiective de investiții care se află în sinergie cu proiectele ce vor fi implementate în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare POIM. Astfel, conectivitatea autostrăzii Sibiu-Brașov este asigurată cu autostrada Brașov-Bacău, Pașcani, Iași-Ungheni, precum și cu pregătirea și implementarea drumului expres Ploiești-Buzău-Focșani-Bacău. Totodată, prin realizarea drumului expres Bacău,